direct încep semifinalele la triplu. Au avut patru meciuri foarte spectaculoase în această reuniune, cea de-a doua transmisă în direct de către Lux Sport de la campionatele mondiale de futnet, care sunt găzduite de sala polivalentă din Cluj-Napoca. Aici, în inima Transilvaniei, s-a strâns crema tenisului cu piciorul din lume. Cehia, Slovacia, România, Coreea de Sud, Ungaria și toate celelalte națiuni care sunt prezente până la 19, câte au sosit la noi în țară. Urmează o semifinală la triplu prima, adică între Cehia și Coreea de Sud. Sudcoreenii au pierdut contra slovacilor în semifinala de dublu, însă au făcut o figură frumoasă. Au pierdut acolo cu 11-9, 11-7. Să vedem la triplu, probă regină, mult mai complexă, care necesită atacuri mai puternice, deoarece apărarea formată acum din trei oameni acoperă cu mai multă ușurință întreaga suprafață a terenului. Celebrul Ceși Don Toho, foarte popular în aceste zile de futnet la Cluj-Napoca. Cehii au în teren o distribuție care cuprinde o serie de jucători valoroși. Jan Vanche, capitanul echipei, poartă pe tricou numărul 5, Lucas Rosenberg, numărul 4, a jucat și la dublu, Ondrej Vit, numărul 7, titularul probei de simplu și campionul mondial în exercițiu, Jakub Pospisil, numărul 3, și Mihal Kolenski, numărul 9. Acesta este o achiziție de dată recentă a naționalei din Cehia. Este rezerva lui Jan Vanche pe post de trăgător. De partea cealaltă, sudcoreenii, care sunt antrenați de către foști internaționali cehi, Martin Spilka și Martin Filciak, au în teren pe numărul 11, Jung von Dök, numărul 1, Ion Fijin, numărul 22, Seo Hu Park, numărul 44 și capitanul echipei, Jung Chul. Al cincilea este numărul 2, Jin Jun Hyung. Triunghiul cu care încep cehii este format din Vanche, Vit și Rosenberg. De partea cealaltă îi văd în teren pe Hvi, pe Park, dacă nu greșesc, și pe Vondok. Primul serviciu este al sudcoreenilor. Se joacă pe întreaga suprafață de teren care este marcată. Vanche obține acolo punctul după un prim duel la fileu cu Hvi. Vanche are avantajul robusteții fizice, este mai înalt, poate să lungească distanța de atac prin segmentele sale. Ondrej Vit servește peste Vanche, care a încercat să facă un fel de paravan acolo de unul singur, și Vanche este la rândul său păcălite către Von Dök, a trimis pe sub capac sudcoreanul. Egalitate la 1. Am spus că în teren se află pentru sudcoreenii Hvi, Von Dök și Hyung. Numărul 2, mă așteptam să fie titularizat Park, dar iată că asiatici au început cu un alt jucător. Vanche sesizează bine breșa, primite mingea cu putere din podea, aceasta ricoșează înalt, imposibil de agățat acolo de către apărătorii care se duseseră în colțul din stânga al terenului. 2 la 1, serviciu plasat bine în diagonală. Încă o dată, Vanche nu reușește să-l blocheze pe Von Dök, care deocamdată nu a utilizat foarfeca, procedeul care i-a făcut atât de populari pe sudcoreeni la Brno, în urmă cu 2 ani, la campionatele mondiale. Egal 2, un serviciu care planează și cade în zona lui Rosenberg. Vanche îl surprinde acolo pe deplasare înapoi pe jucătorul sudcorean. Acesta a fost obligat să facă pași mici și repezi pentru a putea să preia. Foarte dificil. Vanche, un jucător inteligent, școlit în Statele Unite ale Americii, a avut acolo o bursă la un colegiu, vorbește impecabil limba engleză. 3 la 2, doctorul Ondrej Vit, cel care practic reprezintă pistonul acestui triplu,
Vit, iată, apărându-se foarte bine aproape de panourile publicitare. Rosenberg, intermediar, aduce mingea pe fileu pentru atacul lui Vanche. Apare și prima foarfecă, încă o dată Vanche nu reușește să blocheze. În schimb, la atac, Vanche este ireproșabil. O minge care doar este trecută de fileu, acolo de către Von Deok. Apărarea a încercat și a observat cam cum atacă Vanche. O greșeală acolo, comisă de către Pii, cel care oferă punctul cehilor, 4-2. N-ai voie să faci astfel de greșeli în compania unei echipe atât de puternice precum este Cehia. Și foarfeca ajutată de fileu această execuție a lui Von Deok. 4-3. Ușor enervat Vanche de reușitele oporenților săi de la fileu. Vanche, cum spuneam, este mai înalt, mai puternic, dar în trei cazuri punctele sudcoreenilor au venit prin astfel de procede în duelul de la plasă. Vanche aleargă mult acolo și trimite afară. Greșeala i-a aparținut însă lui Rosenberg, care și recunoaște acest lucru. Pasa lui a fost foarte departe de poziția inițială în care aștepta mingea pentru atac Vanche. Vi este cel care servește pentru Coreea de Sud. O face cu mult efect, prea însă bine un jucător cu tehnica lui Andrei Vid. 1-1 lângă fileu, minge favorabilă pentru sudcoreeni care sunt grupați acolo. Vanche bătut încă o dată. A ridicat mai bine piciorul Hvi, mai rapid. În schimb aici, Vanche, care până acum a fost contracarat permanent, își dovedește măestria, urmărește traiectoria, urmărește mingea trimisă puternic altfel și blochează 5-4, un punct care îl poate resuscita moral pe capitanul echipei Cehiei. Vanche atinge fileul. Egalitate la 5. Este clar, Jan Vanche nu se află în forma cea mai bună. El se plasase bine, a acoperit fileul, l-a obligat pe atacantul sudcorean să trimită prea încet mingea, dar la piruetă s-a întors și a atins cu călcâiul plasa. Egalitate la 5. Rosenberg, nici el nu ridică ideal. A salvat Andrei Vid. O eroare și a sudcoreenilor, care par a fi intrat în acest joc al greșelilor impus de cehi. Von Deok a încercat din săritură să trimită cu spatele la terenul advers. 6-5 pentru cehi. Setul este echilibrat, după cum indică și tabela de scor. Frumoasă foarfeca, a așteptat însă bine Rosenberg. Vanche răspunde impecabil. Aici a fost practic un duel al școlilor de futnet din Coreea de Sud, respectiv Cehia. Foarfeca a fost contracarată de către Rosenberg, care cu calm, cu capul, a trimis la Andrei Vid. Bază completă a cehilor cu Vanche, folosindu-și mobilitatea pentru a înscrie acel punct. Și tot Vanche acum încearcă să marcheze cu un alt procedeu, cu scurtă. Bună mișcarea sudcoreenilor la fazele defensive. Ei însă au carențe mari la atacuri. Von Deok trimite în fileu. 8-5, este și schimbare la sudcoreeni. Va intra capitanul de echipă, Jung. Schimbarea în echipa Coreei. Jung vrea o foarfecă acolo, dar mingea îl lovește prin fileu în călcâi pe Vanche. 9-5. Au sprintat către set cehii, cei care au jucat la fel de calm pentru întreaga durata setului. Aici este un blockout, 9-6.
O minge trimisă de Jung. Jung, iată reluarea în piciorul lui Vanche. 9-6. Au greșit mult sudcoreenii, fără să fie forțați neapărat de adversar. Vanche, atac foarte bun pe lateral. Jung, foarfecă. Rosenberg însă se apără ideal. Pasa lui Ondrej Vid. Toate elementele de bază ale Futnetului au fost etalate, deci apărare, pasare și atac la faza anterioară. Totul se face în regim de tehnică individuală ideală, desăvârșită până la maximum. 10-6, 4 mici de set pentru cehi. Jung reușește să marcheze pe sub Jan Vanche, 10-7. Un timeout. Ne-am apropiat de finalul acestui set. Cehia controlează în continuare evenimentele, chiar dacă la un moment dat Coreea de Sud a apărut că poate să fie o echipă surpriză în această semifinală. Este greu să recupereze pentru asiatici această diferență de 3 puncte, mai ales că cehii primesc. Vanche singur la fileu. Nu reușește să trimită atât de puternic pe cât și-ar fi dorit. Jung, mingea prinde acolo linia de fund. Avantajul probei de triplu, terenul mai mare. Vanche a doua oară nu greșește. 11-7 set pentru cehi, care conduc cu 1-0 în această semifinală. Revenit, setul al doilea al semifinalei a început cu un serviciu plasat bine de către Vanche, minge afară. Sudcoreenii abuzează câteodată de aceste exerciții acrobatice prin care încearcă să atace decisiv. 1-0. Ondrej Vid servește acum în diagonală, schimbând registrul tactic. Iată-l pe Vid, ce piruetă frumoasă. Mingea n-a fost adusă la Vanche pentru atac. Și punct făcut de Bondoc, care înscrie pentru prima dată în favoarea sudcoreenilor în acest set. Egalitate. Rosenberg a ridicat departe de Vanche. Acesta însă l-a mascat acolo pe Hvi, care cred că a văzut prea târziu mingea. De aceea, din talpa sudcoreanului, balonul s-a dus direct în afara terenului. 2-1. Jocul greșeală așteaptă, așa se spune, și este foarte adevărat, în special la tenisul cu piciorul. Bondoc trimite în fileu. Două puncte făcute cadou de asiatici. Scorul devine 3-1, după ce, reamintesc, cehii au câștigat prima manșă cu scorul de 11-7.
Foarfecă pe deasupra lui Vanche, Rosenberg este însă acolo și culege această minge de pe fundul terenului. Ce noroc au avut aici cehii pentru că a pus un carambol la fileu. Vanche a dat în adversar, mingea l-a lovit tot pe el și a ajuns în terenul advers. Surprins acolo, Hung, care n-a intervenit, a căzut mingea de două ori în fața lui și sudcoreenii solicită un timeout la scorul de 4-1 în setul 2. Preluarea a fost acolo a lui Hung. Vanche căpăcește bine. Mingea rămâne în joc. Și încă o dată Vanche întinde piciorul pentru a-l incomoda pe trăgătorul sudcorean în speță Hvi. Acesta a trimis afară încercând o diagonală scurtă. 5-1. O lovitură câștigătoare. Răbdarea, cum spuneam, este o virtute la tenisul cu piciorul. Sudcoreenii sunt tributari ai acestui aspect. Ei încearcă de fiecare dată un winner, cum se spune la tenisul de câmp. O lovitură care să închidă punctul. Automat, astfel de lovituri îți aduc riscuri mai mari, motiv pentru care și rata de eroare a atacurilor sudcoreene este net superioară în comparație cu a cehilor. Minge care trece peste Vanche, apare acolo Vid. Vanche frumos plasează în zona unde nu se afla niciunul dintre cei trei adversari și scorul devine 6-2. Care îi face pe sudcoreeni să respire în acest set este 6-3. Serviciu afară. Spuneam și cu ocazia transmisiunilor de ieri, la triplu, serviciul se face până la prima linie pe întreaga lățime a terenului. Porțiunea dintre linia de serviciu și linia de fund este, hai să-i spunem așa, culoarul de triplu. Ca să folosim o terminologie precum la tenisul de câmp, unde există culoarul de dublu pe lateralul terenului. 7-4, mingea l-a lovit în plex acolo pe puternicul Vanche. A ricoșat din el în afara terenului. Perfect această minge ridicată pentru Vanche. A sesizat însă bine atacul în diagonală Hung. Încă o dată Vanche. Și un punct al lui Fondioc, 7-5. Un duel frumos până la urmă între cei doi trăgători. Un duel care, zic eu, că se reflectă și pe tabela de marcaj într-o proporție reală. Vanche, chiar dacă a fost depășit în destule situații, mai multe poate decât ne-am fi așteptat, este mai valoros decât Hvi sau decât Vondioc, cei care se prezintă să îl marcheze la fileu. Ondrej Vid în imagine, calificat deja în finala probei de simplu. Este campionul mondial de acum 2 ani de la Brno, unde la finale au asistat peste 3.000 de oameni. E clar, sudcoreenii au ieșit din tensiunea acestei semifinale. 9-5 și 1-0 la seturi pentru cei. Foarte bună apărarea cehilor. Nu este însă un secret. Ei se bazează, își fundamentează practic jocul pe apărare. Mingea a lovit fileul, nu pe Vanche, aflat din nou la blocaj. A rezultat o a patra atingere a mingii de către sudcoreeni. Revedem aici, într-adevăr, din bandă mingea ricoșează.
Scorul este 10-5, numai puțin de 5 matchball-uri pentru reprezentativa Cehiei. Și partida se termină după această execuție care cumva stârnește și un pic de ilaritate în tribună. Cehia se califică în finală, 11-7, 11-5 este rezultatul consemnat după două seturi. Cehii meritoși finaliști vor întâlni învingătoarea dintre Slovacia și România, care se vor confrunta în semifinala a doua. Eu vă propun o scurtă trecere prin studio.